Astăzi vom vizita Tromsdalen. Este o fostă regiune agricolă, o zonă rurală, iar odată cu dezvoltarea orașului Tromsø, aici s-a dezvoltat un cartier rezidențial foarte frumos, cu case foarte frumoase. Este o grădină în aer liber și este cea mai nordică grădină botanică din lume. Și scris, ca să nu ziceți după aceea că inventez. Ce părere aveți? Acum este noapte sau zi aici în Tromsø? Aici am observat oarecum că trăiesc oamenii cu un statut financiar mai ridicat decât cei care trăiesc pe partea aglomerată a orașului. Zona Tromsø, inclusiv Tromsdalen, face parte din Sampi, cred că se zice corect, teritoriul tradițional al poporului Sami. Populația indigenă din nordul Scandinaviei, mai exact. Sami au o cultură bogată, cu tradiții străvechi, care includ păstoritul renilor, meșteșugurile și o limbă proprie. Căsuțe foarte frumoase, gazonul tuns proaspăt miroase a natură, a gazon proaspăt tuns. Aici oamenii trăiesc foarte bine conectați cu natura, iar această zonă este o zonă mult mai liniștită decât Tromsø. Iar acestea sunt casele tradiționale și foarte bine îngrijite și frumoase. Aici deja nu se mai aude absolut nimic, este o liniște deplină, se aud doar păsările. Uite cum e gazonul acolo, perfect. Uite, lumea care se conectează frumos cu natura. Asta este zona Tromsdalen. Fix ce vă spuneam la începutul acestui vlog, că aici oamenii își desfășoară foarte multe activități în natură. Că tot vă spuneam prin vlogurile trecute că o asemănare există cu America și înainte de creștinism, samii aveau propriile lor practici religioase centrate pe șamanism și natură. Aceste tradiții au fost în mare parte înlocuite de creștinism, dar anumite aspecte ale religiei sami persistă în cultura modernă chiar și acum. Aici viața se desfășoară într-un ritm mai lent, cu o puternică legătură cu mediul înconjurător, după cum putem observa. Doamne, uite cum e casa asta. Ce să vrei mai mult de atât? Cu această priveliște și superb. Oare în câți ani credeți că o să reușim să ajungem și noi la același nivel, cel puțin de înțelegere, că a trăi în conexiune cu natura este cel mai frumos, benefic lucru pe care îl putem avea? Și acum o să ne îndreptăm către grădina botanică. O să fie ceva spectaculos, cred. Sunt foarte curios de ce o să găsim acolo. Ce părere aveți? Acum este noapte sau zi aici în Tromsø? Lăsați în comentarii ce credeți. După aproximativ 50 de minute am ajuns la Grădina Botanică Arctică. Este o grădină în aer liber și este cea mai nordică grădină botanică din lume. Funcționează ca un parc natural în aer liber, fără a se percepe taxă de intrare. Așa se prezintă intrarea, cu câteva plante arctice. Aici avem un panou, o pancardă. Ne arată cum este structurată grădina. Uite, aici avem și scris, ca să nu ziceți după aceea că inventez. Asta cred că sunt clădiri administrative, câteva scaune pentru relaxare și aici încep plantele. Asta e rubarbă, cred. Pentru pasionații de plante ați nimerit vlogul potrivit. Foarte multe alei pe unde putem să mergem. Nici nu știu de unde să încep. Și câteva locuri foarte frumos amenajate fix în mijlocul grădinii și din păcate a început să și picure. Fiecare plantă de aici are o denumire, dar nu sunt singur pe aici. În general sunt femei care sunt pasionate de aceste plante, dar am venit și eu pentru voi și pentru experiență, pentru că nu știam cum arată o grădină botanică arctică și mai ales cea mai nordică din lume. Nu numai că se văd foarte bine aceste combinații de culori, dar și miroase foarte frumos aici. Ce frumoase sunt astea și înflorite. Ce părere aveți despre această grădină botanică? Aici este o mini cascadă, așa arată în ansamblu ce am văzut până acum. Iar aici ce să vedem, bolovani sau ce vedem? Plante, cred că abia plantate unele. Uite, asta e frumoasă. Ce spuneți? Eu nu prea mă pricep la flori. Sunt frumoase, nu? O să urcăm puțin și pe sus, în trepte. Ah, ce frumos e aici. Aici avem un amfiteatru, un loc de relaxare. Oh, mai avem de urcat și sus. Unde merge? Pe munte. Și grădina este împărțită în diverse secțiuni care prezintă plante din diferite părți ale lumii, inclusiv Himalaya, Caucaz, America de Nord, bineînțeles regiunea arctică, iar fiecare secțiune este organizată tematic, oferind vizitatorilor o privire asupra biodiversității din aceste regiuni. Și câteva zone de relaxare și ca plante reprezentative putem găsi aici macul polar sau saxifraga mov, cred că pronunț bine, care sunt exemple perfecte ale florii arctice. Găsim atât plante ornamentale, dar găsim și plante medicinale și aromatice, care arată modul în care populațiile indigene și locuitorii nordului au folosit aceste plante de-a lungul secolelor pentru vindecare și în scopuri culinare, bineînțeles. Grădina botanică include și specii rare și protejate care sunt dificil de găsit în alte locuri din lume. Unele din acestea sunt pe cale de dispariție și sunt păstrate și cultivate în grădină ca parte a eforturilor de conservare. Oamenii care se ocupă de grădina asta sunt cei de la universitatea de aici, din Tromsø. Iar această grădină se schimbă odată cu anotimpul. Primăvara și vara grădina explodează de culori când plantele arctice și alpine înfloresc într-un spectacol impresionant. Așa, după cum vedeți, grădina are trasee bine marcate care conduc vizitatorii prin diversele secțiuni tematice. Cea mai bună perioadă de a vizita grădina botanică de aici este în perioada verii, când toate plantele sunt înflorite, dar și iarna puteți vizita, pentru că această grădină botanică este deschisă tot timpul anului și iarna are un farmec deosebit această grădină. Trebuie să apreciem eforturile pe care le depun acești oameni de a păstra aceste specii de plante aici, cu atât mai mult cu cât intrarea este gratuită, iar fondurile sunt limitate. Datorită lor putem și noi să vedem aceste specii rare, specii pe cale de dispariție, pe care în mod normal ar fi fost foarte greu să le vedem în mediul lor natural, mai ales toate așa la un loc. Sunt plante foarte, foarte frumoase, unele dintre ele. Și aici am ajuns în zona Himalaya, aici în Tromsø și nu numai, în nordul Norvegiei. În general, respectul și conservarea mediului sunt aspecte esențiale ale culturii locale, iar grădina botanică arctică joacă un rol important în acest sens. Aici am ajuns în zona rododendronului. Așa cum am spus, este împărțită pe zone. Vă dați seama dacă pentru mine este interesant, pentru cunoscători cu atât mai mult. Sunt și câteva trasee de aici, mai sunt și pe sus, pe acolo câteva. Ia uite aici cât de multe plante micuțe așa, care nici nu credeai vreodată că sunt plante arctice, plante protejate. Eu nu știu, poate și eu unde stau aici calc pe plante, pentru că văd același tip de plantă aici, același tip de plantă aici. Unele au fost înflorite, acum nu mai sunt înflorite, vedeți? De asta am spus că am prins ultima 100 de metri. Am ajuns în regiunea de Nord America. Acestea sunt plante din America de Nord specifice. Asta e zona mea preferată, să zic. Așa arată plantele arctice. Și că sunt niște bambuși. Și mai avem o mulțime. Cum vi se pare până acum? Vă așteptați să găsim așa ceva aici? Să fie atât de frumos, atât de bine pus la punct? Iar acum ne aflăm la plantele din Noua Zeelandă și Noua Caledonie, Madagascar. Astea sunt prea mici, ne trebuie un microscop. Și de aici avem o vedere de ansamblu. Aici în zona asta sunt mai multe pietre decât plante. Plantele sunt foarte mici, băgate așa, printre pietre. Hai că mai avem puțin, mai rezistați puțin. Nu mereu ajungem într-o grădină botanică arctică. Chiar putem să plecăm acum. Și vă mulțumesc că ați avut răbdare, dar nu plecăm de tot. Vlogul continuă, așa cum v-am promis. La miezul nopții ies afară să filmez cum este aici în Tromsø în perioada asta de tranziție. Am ieșit și seara să vă arăt cum este aici în Tromsø. Din păcate, este foarte, foarte înorat în seara asta. Foarte înorat. Dar chiar și așa, sunt curios să vedem câți dintre voi ghicesc. Intrați acum în comentarii și scrieți-mi cât credeți că este ceasul. Și eu o să vă spun mai târziu, dar nu trișați până o să vă spun eu. Acum, toată lumea în comentarii să-mi spună cât credeți că este ceasul. Uite, dacă n-ar fi nori, cum s-ar vedea, cum se vede cerul aici. Ce priveliște avem de aici. Hai, poate se duc și norii aia, să vedem puțin soare. Iar pe stradă acum este puțin cam pustiu. Și vă mai dau un indiciu, în mare parte, în România acum oamenii dorm, iar alții fac jogging. Și se vede cu ochiul liber muntele, chiar dacă sunt acești nori negri care opresc lumina. Iar aceasta este prima seară în care ies. Nici eu nu am mai ieșit până acum. În general la ora asta dormeam, pentru că eram obosit după o zi lungă de filmări. Și asta e prima seară în care ies. Și pe aici nu mai e nimeni. Și ce crezi, e mai cald decât ziua. În pantaloni scurți și nu mi-e frig. Ce frumos e aici. Prima dată când văd și eu așa luminat. Și se vede Catedrala Arctică e aici. E incredibil de frumos. Deci e atât de plăcut afară, nu adie vântul deloc. Și poți să stai în pantaloni scurți și hanorac lejer, nu simți absolut deloc frigul. Așa arată Tromsø la 12 noapte. Și ia să vedem și portul. Așa arată Tromsø noaptea. Aici avem Muzeul Polar. Așa arată și podul. Și o să mergem și pe alea centrală, alea principală, să vedem cum este, pentru că v-am spus și pentru mine este pentru prima dată când ies la ora asta. Sunt grupuri de turiști care vizitează orașul cu ghid la ora 12 noapte, 12 și. Uite lumea în tricou cu mânecă scurtă. Hai, uite cum arată această bibliotecă. Și cred că încă mai sunt oameni, parcă văd acolo 4 biciclete. Așa, uite clădirile astea ce frumos luminate. Păcat că încă n-au terminat lucrările aici ca să vă arăt finalizat. Asta e verde așa, fix în nuanțele aurorei boreale. Sunt câțiva oameni la terase. Nu sunt așa mulți pe cât mă așteptam. Dar sunt câțiva. Autobuzele încă funcționează, dar sunt goale. Ne-am întâlnit cu Fram noaptea și cred că a vrut să iasă afară pentru că a spart geamul aici. Dar acum e liniștit. S-a potolit. Cred că acest troll l-a potolit, că are o suliță, întoarce cârnații de ren. Pentru că pe ren îl avem aici. Și trolii ăia mari. Dar nu-i deranjăm la ora asta, să nu facem ceva. Cum a intrat frate aici? Că e închis. Hai să mergem mai departe să vedem. Facem turul orașului noaptea. Am zis că vă arăt puțin dacă e lumină sau nu și se transformă într-un vlog întreg. Am filmat 2 vloguri astăzi pe zi și mai filmez acum un vlog noaptea, așa că eu zic că merită un like, un subscribe și orice, să-mi spuneți părerea voastră. Chiar dacă vremea n-a ținut cu noi și e foarte înorat, totuși este puțină lumină noaptea. Mai sunt câteva restaurante deschise. Aici avem biserica. Cred că ăsta e în premieră vlogul ăsta, nu cred că a mai făcut nimeni vlog din Tromsø noaptea. Cel puțin din România, nu știu, dacă dăm un search pe YouTube s-ar putea să nu găsim, pentru că m-am uitat și eu și n-am găsit. Și mai sunt câteva persoane care stau aici în fața bisericii la această oră. Știți că mai devreme în vlog am vorbit despre cultura Sami. Uitați și magazinul Sami Shop. Și vă zic, noapte bună de aici din portul din Tromsø. Este ultimul cadru noaptea cu acest oraș incredibil de frumos. Așa că ne vedem de dimineață să mergem în România. Bună dimineața! Ia uitați ce vreme e afară, plouă și eu trebuie să plec astăzi, sunt ultimele ore aici în Tromsø, vă iau cu mine la aeroport. Gata! Am stat puțin aici în port. Mi-am luat la revedere de la Tromsø și el de la mine. Și acum merg să-mi cumpăr bilet de autobuz. Este un aparat chiar în portul celălalt, e un port mai mic acolo și e un aparat de unde să-mi cumpăr bilet. Și o să vă arăt cum se cumpără bilet și mergem la aeroport. România, venim. Bine, prima escală, Elveția. Și de aici iau bilet. Ăsta e aparatul. Cum se procedează? Se dă engleză, se dă single ticket bus și plătești cu cardul, 44. Și așa arată biletul și este valabil o oră. Mai că din cauza aglomerației n-am mai reușit să filmez în autobuz. Abia ce am reușit să intru, pentru că era foarte, foarte aglomerat. Așa că acum sunt la aeroport și merg să fac formalitățile de îmbarcare către zborul de Zurich. Iar așa arată aeroportul, este un aeroport micuț în care o să ne descurcăm foarte repede. Și gata, am trecut, la ora 4 eram în oraș și la ora 4:26 mă aflu deja aici. Cu tot, cu drum, cu verificări, cu tot. Merge foarte repede. Vai, ce rău îmi pare că plec din orașul ăsta. Dar când mă gândesc ce mă așteaptă acasă, îmi trece repede. Și la revedere, Tromsø. Ne îmbarcăm. Ultimul cadru de pe sol și mergem acasă.